Cred că discuția trebuie purtată în primul rând pe două planuri. În primul rând, toată lumea asta și în toată Europa se promovează aceste sporturi. Mersul pe roli, mersul pe bicicletă și așa mai departe. Și din nou insistăm să răsturnăm căruța cu proști la vasul lui. Adică la noi să-l interzicem. Mai ales că avem un oraș, zicem, din ce în ce mai frumos, sau, mă rog, executivul să laudă cu chestia asta. Cred că ar fi mai mult decât binevenit să putem permite aceste lucruri și se întâmplă. Eu cred că ați fost, toată lumea a fost prin străinătate și știe că am dreptate. Dar nu este nevoie să mergem până în străinătate, că putem să mergem până la Iași. Și o să vedem că în mall, la Iași, este permis accesul pe spațiu verde, nu este îngrijită nicio bicicletă, rolurile sunt permise și așa mai departe. A doua problemă este că, tocmai cum ați spus, dom'le, nu s-o da nicio amendă. Este foarte grav ceea ce spuneți dumneavoastră. Adică noi facem o lege pe care nu o respectăm nici noi. Înțelegeți? Ceea ce este de neacceptat într-un stat de drept. Statul face o lege ca să îi se supună inclusiv el. Nu pentru cetățeni. Nu facem pentru X sau pentru Y. Legea este pentru toată lumea. Dar eu aș vrea să demonstrez prin câteva aspecte faptul că această hotărâre de Consiliu Local este chiar ilegal. Spre exemplu, să începem cu acest subiect. Deci la punctul 24, circulația tuturor vehiculor, a bicicletelor, a scuturilor, mopedelor ușoare sau asimilate și circulația persoanelor cu role este interzisă în parcurile publice, piețele de agrement, piețe agroalimentare și așa mai departe. Deci, dom'le, ce statut are piața civică? Deci unde este această statuie? Există undeva stipulat că este piață de agrement? Există undeva stipulat că este un parc public? Eu nu cred că este parc. Este o piață. E o diferență. Și ca să demonstrez acest lucru, am scos două legi, de fapt, sau, mă rog, o singură lege. Spre exemplu, legea 24 pe 2007, care se referă la reglementarea administrarea spațiilor verzi din intravilanul localităților. Da? Deci este o lege dată de către Parlamentul României. Și la articolul 2, deci în primul eșalon al acestei legi, spune așa, statul recunoaște dreptul fiecărei persoane fizice la un mediu sănătos, accesul liber pentru recreere în spațiile verzi proprietate publică. Da? Dreptul de a contribui la amenajarea spațiilor verzi, la crearea alineamentelor de arbori și arbuști în condițiile respectării prevederilor legilor în vigoare. Nu spune în condițiile respectării HCL, hotărârilor de Consiliul Local. Nu este restricția pentru parcuri, spații verzi? Da? Deci, pe cum nu este restricția? Avem parc, nu? Nu aveți... Stați puțin, că dumneavoastră a spus că trebuie de aveți, parcat. Avem interzis accesul pe spațiu verde. Da? Cum? Unde? Este afișul de afară. Nu este interzis accesul pe spațiu verde. Nu călcați iarba, nu rupeți florile, doamne. Cum? Haideți să le rupem atunci, să le călcăm. Nu, doamne, nu. Dar la Iași, de ce se poate chestia asta? Fără și eu merg în copo. Bine, păi e foarte grav, pentru că interziceți chestia asta. Scrie în piața civică, domnul secretar. Bun, deci din punctul meu de vedere, îmi dați voie să continui, ca să nu ne contrazicem. Eu e părere personală, poate greșesc, nicio problemă dacă greșesc. De asta suntem aici, să comentăm, să discutăm. Bun. Eu aș vrea să mai citesc câteva chestii din această hotărâre de Consiliul Local. Nu, dar eu vă propun altceva. Nu, dar lăsați-mă pentru să vă răstăm la diversi. Păi, după două luni zile de absenție, este dreptul meu să-mi spun o părere. Și lăsați-mă să... Domnul consilier, conform zicerii Vox, da. Populi, Vox Dei, da. Așa. Problemele astea, pe diferite surse, canale și așa mai departe, au ajuns la nivelul autorităților, da? Așa. Sunt cunoscute, sunt inventariate prin petiția online, care are 391 de accesări la ora actuală, media națională, locală și așa mai departe. Nu sunt ignorate cererile. Aveți dreptate, domnul secretar, până acum... Piste pentru bicicletă, domnul consilier. Deci aș vrea să mai precizez atunci, o să scurtez un pic discuția. Păi haideți că eu vreau să vă propun să vin în întâmpinarea acestui fenomen. Așa, da. Pentru ședința următoare. Să centralizăm ce articole suportă... Nu, domnul secretar, dacă vrem să centralizăm, atunci haideți să propunem spre vot astăzi, acum, anularea de îndată acestei hotărâri de Consiliul Local și revenirea asupra ei. Păi bineînțeles, pentru că nu o respectați, domnule, da? Nu se respectă. Și am să vreau să demonstrez că nu se respectă, da? Bine, dumneavoastră puteți să supuneți asta la vot. Gata, nu mai întreb. Spuneți-mi dacă pot să vorbesc sau nu. Îmi reduceți dreptul la vot, la a vorbi?
Poftiți, domnul Bulo. Deci, la articolul 6, degradarea sau mudărirea statuilor, grupurilor statuare, a monumentelor, a ailor protejate în orice formă, inclusiv vopsire inscripționare. Deci, domnule, nu s-a luat nicio măsură împotriva acestor fenomene. Nu a venit nimeni să spună, domnule, uite, s-a mâzgălit statuia lui Ștefan cel Mare, care este deteriorată, intenționată, este vandalizată, chiar de către noi, inițial din greșeală, ulterior, cu bună știință, da? Nu a venit nimeni să spună, domnule, am amendat pe Cutărescu sau am luat măsura cutare. Da? Deci avem o hotărâre de Consiliul Local care nici nu se aplică sau se aplică discreționar. Da? Avem aberații aici în hotărârea asta. Uitați ce interziceți dumneavoastră pe la articolul 6, aliniatul 29, exprimare a Consiliului Local de la vremea respectivă. Necosirea ierbii și a gazonului, în condiții în care la aliniatul 22 aveți, interziceți cosirea. Păi ori interziceți cosirea, ori interziceți necosirea. Hotărâți-vă. Necosirea înseamnă că eu trebuie să-mi cosesc iarba din fața blocului. Dar mai sus îmi spuneți că îmi interziceți să o cosesc. Domeniul public. Da? Da, dacă doriți, citeți, dar vedeți că mi se ia dreptul la vorbă, da? Deci aveți contraziceri în cadrul acelui așa articol, da? Neamenajarea sau amenajarea necorespunzătoare. Păi ori neamenajare, ori amenajare. Hotărâți-vă. Deci este o exprimare, din punctul meu de vedere, greșită și trebuie neapărat corectată, da? Așa. După asta, neafișarea de către proprietari a deținătorilor de câini de companie la loc vizibil, la intrarea într-un imobil sau la ușa de acces în proprietate a unei plăcuțe de avertizare cu inscripționarea câine periculos sau atenție câine rău. Cum stabilim, domnule, dacă e câine rău? Îl gustăm sau ce facem? Câine rău după caz. Deci, iată câteva aberații, sunt niște aberații în această hotărâre de Consiliul Local și dumneavoastră spuneți mie acum că știți că vorbesc prea mult. Domnul Voloca, da? Cu scuzele de regoare, nu vă întrerupt, vă las să vă continuați. Mai o secundă. Eu zic că propunerea domnului secretar este destul de clară. Păi e bine să se analizeze în ședința următoare, să vină cu propuneri și cu amendamente. Vă consultați și dumneavoastră și venim cu amendamentele care le considerați dumneavoastră drept abuzive sau care sunt nerespectate. Sunt foarte multe greșeli și din aceste motive. Eu consider că această hotărâre trebuie anulată. Și am să supun acest... Păi da, în ședința voturi. De astăzi nu putem să o anulăm. Cum să nu putem să o anulăm? Păi, la capitolul divers, eu vă pun... Hotărârea, din câte știu, provine din 2000. Dar nu, asta este alt aspect, da?